Hai să salut la toți frumoși și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 4. Mamă, deci cum pleacă mașina asta, mă, mâncavaș, talentul vostru. Bă, bine, trebuie să-i dai și viteză mai mare eventual. Am lăsat-o, se pare, pe manual, dar nu-mi dădusem eu seama. Uite, bă, zboară, bă, mâncavaș, uitați-vă și voi. Hăpa, trebuia să-i dau și a 5-a, nu mai contează. În orice caz, nu asta vrem să arătăm. Băi, fraților, astăzi vreau să fac ceva ce n-am făcut niciodată de când mă joc Forza. Sau... cel puțin nu din câte țin eu minte, nu sunt 100% sigur, dar nu cred că am făcut. Astăzi vreau să vindem mașini. Da, o să ne uităm acolo să vedem ce mașini avem, pentru că nici măcar nu sunt 100% sigur de mașinile pe care le am. Și o să vindem mașini, să vedem cât o să primim pe ele, nu știu, probabil o să încerc să văd dacă reușesc. Să filmez ce mașini s-au vândut, ce mașini nu s-au vândut, să fac ce mașa ca un fel de, știți, o să le las doar pe o oră să se vândă, ca să apară cât mai sus și să vedem ce reușim să vindem, câți bani reușim să facem din mașinile vândute, pentru că sunt foarte multe pe care nu le mai folosesc și știu că mi-ați zis și voi foarte mulți în comentarii, sălbaților, le mai vinde din mașinile alea. Dar eu ziceam că bă, că știi, că îmi plac, că nu știu ce, dar o să le iau pe toate de la cap la coadă. Bine, vă dați seama că nu le vând pe toate, mai ales pe cele pe care le vreau și cele care îmi plac. Dar da, am zis să vedem ce... Bă, ce făcui, bă? A, am pus-o pe Space, dar nu știu ce face Space-ul. Sincer să fiu. Ia. Yeah. Ce faci, mă? Bă, alu. Gara. Intrăm înapoi, că nu asta voiam să facem. Road boy. Treci, mă, înapoi. Așa. Deci dăm frumos la auction house, pentru că în același timp vă arăt și cum să puneți mașinile la vânzare, pentru că mulți m-au întrebat, sălbaților, cum facem. Dați la auction house, dați la start auction aici în dreapta și acum dați pe orice mașină și dați ori remove car from garage, adică să o dispară practic, ori auction car. Și aici, bine, nu vreau să o vând pe asta că e vai de steaua ei, dați starting price-ul și buyout price-ul. Se pare că starting price-ul și buyout price-ul la mașina asta coincid. În orice caz, haide să trecem mai departe. Supra un an, doar ce am cumpărat-o, chiar n-aș vrea s-o vând. Ăștia sunt mașini de foarte, foarte proaste. Competizionul ăsta Alfa Romeo, sincer vă zic, nu știu ce e cu el. Și P3-ul ăsta... mi se pare că era 1 milion și ceva, dacă nu mă înșel. Haide să vedem la cât putem să o punem în primul rând. Da, 1 milion și ceva. O să o punem la 1 milion 500, ba nu, o să o lăsăm la 1 milion 476, da? Dacă nu mă înșel, am și prezentat-o, e destul de șmecheră, dar nu e mare șmecherie. Haide să-i dăm confirmă. You must, așa, that you have only an auction within 6 or they will be lost. Ok, da, mă, lasă, mă, pace. Zice că trebuie să colectez mașinile pe care le... dacă nu s-au vândut, trebuie să o iei înapoi de la auction, că dacă nu-ți dispare. Da, mă, da, știu și eu. Ok. Am pus-o pe aia, haide să vedem ce mașini mai avem pe aici. Intensa emozione, ăsta îmi place prea mult ca să-l vând. Bam, 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 aici sunt numai mașini cam ieftine, sincer. Audiurile astea nu prea sunt ele cine știe ce, nici BMW-urile nu prea, nu cred că avem ce vinde de pe aici, sincer o să vă spun. Bugatti, mă, Chiron-ul ăsta, nu știu, l-aș vinde, dar nu prea, că îmi place oarecum și... da, îl cam vreau. Și Type 35C-ul ăsta, iar la fel, mi se pare foarte interesant el ca mașinuță. Nu aș vrea să le vând pe ăștia, cred că până la urmă nu mai vând nimic dacă fac așa. Dar haide să vedem. Ăsta e Bumblebee-ul. Ok, Chevrolet. Pe aici nu e mare lucru. La Ferrari-uri. Bă, Ferrari, chiar avem o grămadă. O să vă spun sincer, avem o grămadă. În primul rând, ăsta nu știu ce e, dar nu prea l-am folosit mai deloc, sincer să fiu. Haideți să vedem la ce preț am putea să-l punem, dar nu cred că e foarte, da, e foarte, foarte ieftină, nu o vindem. Bă, FXX Kappa ăsta l-am cumpărat, dar nu mi-a plăcut un mod special, să zic așa. Așa că cred că o să-i băgăm o vânzare, începând cu, nu 3 milioane de cârâ, începând cu 2 milioane de cârâ și o să ducem maxim aici, pardonel, 2 milioane și tot 2 milioane. Nu mă lasă? Trebuie... oh, what? Ah, ok. Bine. O să o lăsăm așa. 2 milioane buyout price. Ea a fost 2 milioane 700 la ăla, dar se pare că nu pot să o dau decât de la 2 la 3. Nu știu de ce. O lăsăm așa. Bun. FXX-ul nu-l dau pentru că îmi place. Sincer vă zic că îmi place. Ferrari Italia asta mi se pare că nici nu l-am prezentat. Peste iar, la fel, nu l-am prezentat. California Evolution Leon, eu niciun caz nu-l dau. F50 GT. Pe ăsta l-am prezentat și am putea să-l și competi zonul ăsta. Haideți să vedem competiționul ăsta până la cât s-ar duce.
sau pe la cât s-ar duce. Bă, 600.000, cam ieftinuc, adică el e 3 milioane dacă e să-l cumperi de la showroom, dacă nu mă înșel. Ia GT-ul ăsta, păi mai bine vindem GT-ul ăsta decât pe celălalt. Haide să o lăsăm așa, nu știu dacă o să se vândă, am pus-o la maxim, pentru că mi se pare destul de ieftin, sincer să fiu. Bine, ea așa mi-arată că ar fi 1.200.000, dar se pare că nu prea. Mașina ou. Băi, mașina ou, hai să vedem la cât se duce, dar din câte știu, și nici asta nu e peste 1.000.000 și ceva, dacă nu mă înșel, da, nici 1.000.000 și ceva, nu, 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 vine pe asta, că e mașină de colecție și aș vrea să o mai țin. Bun, trecem mai departe, ce mai avem pe aici? Bă, de obicei Fordurile nu prea costă, de ce să vă mint, avem câteva fordulețe, ăsta era foarte scump în trecut, dar cred că s-a dus de tot prețul lui, da, exact cum spuneam. A fost scump ăsta sau nu mai știu dacă ăsta, sigur, dar parcă să zic că ăla a fost. Ia, GT40MK-ul ăsta. Ia să vedem dacă reușim să-l vindem. Sau cu cât s-ar da, pentru că dacă e foarte ieftin, nu vreau să le vând. Haide să o dăm și pe asta, că nu... Adică mi-a plăcut, sunetul, dacă nu mă înșel, mi-a plăcut cel mai mult la ea, dar nu e mare șmecherie. Să vedem dacă reușim să strângem bani de o nouă mașină foarte șmecheră. Măcar una să luăm. Vinde mai multe ca să luăm una. Pe aici la fel nu prea e mare șmecherie. Haide să vedem la Ford Mustang-ul ăsta și la Hot Wheels chestiile. Ăsta știu că se duce foarte mult, dar ideea e că nu cred că are rost să o pui atât de scump, așa că pe ăștia o să le lăsăm pentru un picuț mai târziu. 019 ăsta iar la fel e scump, dar nu prea aș vrea să vând, că încă îmi place. Sincer vă zic. Ia să vedem. Exact ce ziceam, se duce foarte mult. Dar îmi place și nu prea vreau să-l vând. Așa că haide să-l păstrăm. Jaguarul ăsta nu e mare șmecherie. Trailcat-ul îmi place. Ok. Koenigsegg-urile. Bă, Koenigsegg-urile sunt ok. Știți care e chestia? Că nu e mare diferență între RS și One. Chiar nu e mare diferență între ele. Nu știu ce să zic. Haide să încercăm să vindem ăsta, Koenigsegg-ul RS sau mama lui, cum să-i zice. Și să-l punem doar atât cu 100, mă. Ia, One-ul e mai scump, dacă nu-l vom pe ăsta, că sunt aproape aceleași. Dar asta ce care ar fi mai scump. Haideți să-l lăsăm la 3 milioane, nu știu dacă o să se vândă la 3 milioane, dar o să-l lăsăm așa. Dacă nu se vinde, nu-l mai vând și aia e, să fie sănătoși. Așa. Mamă, deja trecură 7 minute, pe bune, bă. Atât de greu e să vinzi mașinile. Bă, Huracan, Centenariu nu vreau să-l vând. Veneno, Sesto Elemento. Ăștia sunt mașinile lui Justin și ale lui Cristiana, deci n-am cum să le vând. Gallardo ăsta iar la fel, Murcielago. Nu o să mă bag în astea, nu, nu o să intru în Lambo, că îmi plac. De ce să vă mint, încă îmi plac. Asta nu mai știu ce e, sincer, Elise GT-ul ăsta, ia să vedem, mă, că ăsta mi se pare că e foarte prost pe handling, dacă nu mă înșel, nu-mi place în mod special. Ia, mă, că te pun tempul meu. Dă-i drumul aici. Dă-i drumul aici. Așa. Să vedem, chiar sunt curios care din ele o să se vândă și care nu. Bine, le-am dat doar o oră, deci e posibil să nu le ia neapărat cineva. Așa, haideți să trecem mai departe. Aici am avea de vândut, dar nu știu dacă să le vând sau nu, pentru că încă îmi plac și ăștia și nu sunt foarte scumpe, McLaren-urile ăștia. Chiar nu au preț așa mare. GT4 Dor cupeul ăsta parcă era destul de scump înainte, dar s-a stricat și ăsta. Pe ăsta nici nu l-am prezentat, dacă nu mă înșel, și nici pe ăsta. Ăsta e ieftin. 300 SL ăsta, ia să vedem dacă are preț, dar nu cred. Na, îl punem și pe ăsta aici. Bă, vândi câteva mașinuțe, adică bine, le pusei la vânzare, că încă nu s-au vândut. Dar dacă nu se vând cu prețul ăsta, nici nu le mai... Adică poate încerc chiar cu același preț, dar nu vreau să scad din preț. Păi ce mama lor fac? MT900S-ul ăsta mi se pare că îl iei gratis de la... din alea de... Ba nu. Nici nu mai știu de unde l-am. Mă credeți, ia să vedem dacă are preț, dar nu cred. Din câte știu eu, nu... Da, n-are exact ce ziceam. GTR-ul ăsta era foarte scump înainte, doar că l-au dat ăștia cadou și acum l-are toată lumea, deci nu mai e nicio șmecherie. Nismo GTR-ul ăsta, mi-au zis oamenii parcă să zic să-l tunez, deci o să-l țin. M600 ăsta nu l-am făcut. Ia, mă, zonda asta nu-mi place deloc mașina. Chiar nu-mi place. Așa că o să o punem la vânzare. Pentru că nu o folosesc. Și dacă nu o folosesc, dă-o mamă de mașină. Poate ne luăm și noi ceva mai interesant, mai scump. Haide să vedem. O mașină mai șmecheră. Ăsta e
Pișcoțelul n-are oricum preț și îmi place. Așa. Spider-ul ăsta mi se pare că l-am cumpărat eu recent. Am dat vreo 600 de mii, 400 de mii, nu mă știu cât am dat pe el. Dar nu e cine știe ce șmecherie, astea sunt de vânzare. Bă, ăsta habar n-am ce, dar o să încercăm să-i dăm auction dacă are preț. Da, are ceva aici, o să-i dăm aici să-l vând. Ei, bună, Andra, ce faci? Așa. A venit Andra, se pare. Rimacul nu vreau să-l vând, că îmi place. Chiar nu vreau să-l vând, ăsta nu-l vând, că e și gratis, mi se pare. Tractorul ăsta e destul de scump, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Așa știu, că e parcă câteva, poți să-l dai la câteva milioane. A, nu, nu. Cred că s-a mai ieftinit, să zic așa. Ăsta, iar la fel, Volkswagenul ăsta aș vrea să-l dau, pentru că e mașina electrică. Da, avem ăsta, Agera-ul nostru, sau cum îi zice, nu mai știu. O să-l las la 2 milioane, uite așa. Și starting price-ul de la... nu, 1.100.000, ca să-l lăsăm ăsta 2 milioane. Să fie un pic sub prețul pe care ăstea sunt 100% sigur că îl pun toți, pentru că toată lumea dă maxim și pachet enter, gata. Așa. Bun. Next. Bă, cred că ăstea sunt în mare parte. Acum, ce o să facem? O să dăm frumos la Search Cars și o să căutăm... Hot Wheels, unde eram? Hot Wheels, ia uite-ți. Așa, și să dăm la Bone Shaker, da? Să vedem dacă și-au pierdut prețul de tot sau nu. Se pare că nu și-au pierdut prețul de tot, eu v-am spus că o să crească. 8 milioane și ceva Bone Shaker-ul. Și ia să vedem de la Ford Mustang-ul, pentru că parcă aș vinde mai mult Ford Mustang-ul. Da, cred că o să vindem Ford Mustang-ul, o să-l punem undeva la 8 milioane, în jur de 8 milioane, și o să încercăm să-l vindem, bine? Haide să vedem. Auction Hard, Star Cars, bam frumos, Hot Wheels, ia uitați-l. Așa, Bone Shaker-ul păstrez, o să dau Ford Mustang-ul, Auction Hard, am zis că erau în jur de 8 milioane. Eu v-am zis că crezi, voi ați zis că nu e adevărat, ce că vă mint eu că e 7-8 milioane. Ok, așa, și o să începem de la un preț de 6 milioane. Așa, bun, bă, fraților, cred că momentan ăștia sunt, Bone Shaker-ul îmi place, Bone Shaker-ul chiar îmi place, aș putea să mai iau un 7-1 milioane pe el, dar nu vreau să-l vând, așa că o să-l păstrez. Cam astea sunt mașinile pe care le-am pus la vânzare, nu știu dacă pot să mă uit undeva, sincer, ba da, ia uitați aici, My Auctions, să vedem, deci am pus, bine, asta nu știu ce-i cu ea, Alfa Romeo ăsta, da? Ferrari FXX Kappa deja s-a vândut, pe bune? Nici nu am apucat să-l pun, sunteți nebuni? Deja s-a vândut, se pare că trebuia să-l dau un pic mai scump. Înseamnă. Dar era, ori aveam de ales între 2 milioane ori 3. Și atunci am pus la 2. Era și tunat, deci chiar puteam să-l dau ceva mai scump. Nu mai contează. Așa, ia să vedem. Băi, doar ăla s-a vândut, se pare. Momentan, dar doar ce le-am pus. Deci nu e problemă. O să revenim cu detalii după ce se... Bine, se vând toate, nu cred că o să se vândă toate. Dar ia să vedem. Trebuie să apăsăm pe ea, cred că asta, ca să ne luăm bănuții. Collect credit, da, exact cum credeam. Sunt curios cât îți dă, că mi se pare că e o taxă ceva. Dar cred că e destul de... Bă, nu e așa mică taxa. Fu vreo 300 de mii taxa. Your HV, ia uitați, alta. Pe bune, mă? Ford Mustang-ul. Se vânzu, Hot Wheels, Ford Mustang, gata, s-a luat. Ce ziceți, bă, fraților? A făcut tata sălbatic o afacere cu Hot Wheels-ul. Sunt curios, din 9 milioane cât îmi dă. Ia. 9 milioane. Bă, fu mai mică taxa la Hot Wheels ca la aia. What the fuck? Aveam 1.100.000 parcă, nu? Și acum avem 9 milioane din 8. Deci fu undeva la cât? 100.000 taxa. Băi, fu mai mare la FXX. What the fuck? Mă, asta e dubios. Da, în orice caz. Băi, deci am vândut deja... Bine, și asta am vândut-o, dar pe asta o aveam pusă dinainte, sincer, cineva tot vorbește pe hol. Nu știu de ce, așa? Get the fuck out of my room, bitch. Așa. Lasă-mă în pace, Cristiana. Băi, ăsta e Barn Find, da? Uite-mă, vedeți că arată Barn Find, Ford GT-ul și cu ăsta, nu știu dacă o să se vândă, dar nu mai contează. Băi, deja am făcut 9 milioane și sper că o să mai facem un pic din mașinuțe, după care o să cumpăr o mașină, dar nu vreau să cumpăr mașina pe episodul ăsta, pentru că vreau să vă alegeți voi ce mașină doriți să cumpăr. Deci îmi lăsați în comentariu și cam un comentariu cu cele mai multe like-uri, adică dacă voi vedeți, sau bine, cele mai multe comentarii cu aceeași mașină, să zicem și așa, o să fie ales
Să, cum se numește, să fie acolo frumos în top, ca să zicem, da? O să fie cumpărată. Cea cu cele mai multe astea o să fie cumpărată, bine? Așa zic eu că ar trebui. 305,61 a noastră Supra Rules. Așa. Deci o să revin acum, imediat, bine, imediat, în cam o oră când se trece timpul tuturor, să vedem dacă reușim să facem măcar un 10 milioane din mașinuțe, bine? Revenim. Frazelor, este momentul adevărului, am așteptat ceva timp, a trecut ora și un ceva chiar. Suntem aici să vedem ce anume ni s-a vândut și ce anume nu. Deci, Porsche-ul nostru 917 din nacelle. Ia să vedem care este Porsche-ul nostru 207. Dar nu putem noi să vedem cumva. Haideți să mergem la festival, că cred că așa putem să ne și ridicăm mașinile și să ne facem toate lucrurile. Mi-am uitat ochelariul jos, se pare. Auction house, auction alerts, perfect. Ca să le putem și ridica, da? Ok, să vedem. Deci, Porsche-ul ăsta, ăla electric, parcă de ziserăm noi că îl punem și nu știu ce. Cred că nu se vândut, da, ăsta este. O să-i dăm reclaim. Să vedem, nu știu dacă îl mai punem din nou. Momentan o să lăsăm așa. Ar trebui să fi făcut 10 milioane de voie, dar să vedem. De ce nu mă lasă să... În orice caz. Pagani Zonda EFE did not sell. Deci nici Paganiul nu ni s-a vândut. Asta, de asta chiar pot să zic că voiam să scap. Sincer, vă zic, de asta pot să zic că voiam să scap. Dar haide să o lăsăm așa. Îi dăm reclaim din nou. Și ăsteia. Să vedem ce mașini ni s-au vândut totuși. Esc bag, da? Nu știu de ce nu te trimite tot la auction alerts, dar să trecem peste. 904 Volkswagen Motor Sprint, nu știu ce s-a vândut. Care e ăsta? Care este ăsta? A, bă, nu mă, asta electrică ni se vându, mă. Ia uitați. 2 milioane sau cu cât ni se vându? Că nici nu fusese atent. Winning bid, nu. No. S-a vândut cu 1.200.000. Se pare că a mers pe bulangeală ăla. Dar mi se pare că n-am putut să pun mai mult, dacă nu mă înșel. În orice caz, e bine că s-a vândut. MB300SL ăsta parcă este Merțu ăla, dacă nu mă înșel. Cred că Merțu e, da. Start bid, așa, buyout. Auction complete. Din Narcel, ăsta nu s-a vândut. Bă, într-un fel îmi place mașinuța, deci nu pot să zic că îmi pare rău că nu s-a vândut. Dar trecem mai departe. Ok. Alta. Haide. Next. Lotus Elite did not sell. Bă, haide mai bine să le luăm pe ăștia care s-au vândut. Și mai bine, exact cum ziceam, le luăm pe cele care s-au vândut și după mă descurc eu cu cele pe ăsta care nu s-au vândut să le dau reclaim. Deci se pare că winning bid-ul a fost de 1 milion. Se pare că nu i-a dat nimeni buyout, a bidat pe ea și se pare că a avut noroc încât să nu se bage nimeni peste el. Ok. Și Koenigsegg One s-a vândut. Ăsta sper că i-au dat, dacă nu mă înșel, o lăsai la 2 milioane și 3 milioane. Sper că s-a dat buyout. Da, buyout 3 milioane. Perfect. 3 milioane de credite pe Koenigsegg One-ul ăsta. Așa, frumușel. Avem deja 13 milioane de credite. 13 milioane, da, 13 milioane. Să vedem, s-a mai vândut ceva. Ăsta s-a vândut. Pe ăsta-l văzui, pe ăsta-l văzui. Parcă, da, pe ambele. Alfa Romeo luai, dacă nu mă înșel. Luai FG din Nacelle, din Nacelle, din Nacelle. Ok, deci... da, s-au mai vândut 3 mașini. Koenigsegg One-ul, Alfa Romeo P3-ul și cu 94UID ăsta, electrica asta. Bă, eu zic că este bine. Făcurăm aproape de 14 milioane. Probabil o să mai... cum se numește? O să mai fac eu niște bănuți. Deci, practic, o să cumpăr orice mașină pe care mi-o spuneți în comentarii, o să mă asigur maxim de 20 de milioane oricum, la orice mașină. Deci, ce mașină vreți, dacă vreți una care nu se încadrează în acești 14 milioane, o să fac eu în așa fel încât să o putem cumpăra. La modul că o să mai fac eu niște bănuți off-camera, ca să zic așa, și o să aveți mașinuța, da? Bine, băi, fraților, cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Haideți să mai facem un... Mamă, ce-mi place să-i dau la nebunia asta. 305,29. Nu trece de 305. Nici eu nu cred că-i schimb foarte bine, dar în orice caz. Cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce mașină ați dori să cumpăr. Ce mașină ați dori să avem noi. De fapt, o să fie oarecum mașina voastră, ca să zic așa. Nu că n-ar fi toate, dar știți la ce mă refer. Și o să ne vedem, ca de obicei, pe următorul episod, în care sper că o să cumpărăm mașina, în cazul în care vă hotărâți, ca să zic așa, în comentarii. Hai, vă pup și vă iubesc. Pa, pa!